Uniunea Locală a Asociațiilor Locative Arad a dat startul campaniei pentru colectarea uleiului alimentar uzat în cadrul asociațiilor de proprietari din municipiu. Astfel se trage un semnal de alarmă în ceea ce privește efectele nocive ale uleiului alimentar uzat și aruncat fie în chiuvetă sau toaletă. Totul pornind de la un studiu realizat de Comisia Europeană, potrivit căruia uleiurile alimentare uzate reprezintă 12% din poluanții prezenți în apă și sol, cu numai un litru de ulei uzat se poluează până la 1 milion de litri de apă, iar uleiul aruncat pe sol conduce la degradarea fertilității acestuia pentru o perioadă de 5 ani, astfel că a fost propusă o campanie de colectare a uleiului alimentar uzat în cadrul asociațiilor de proprietari. În schimbul a 25 de litri de ulei alimentar uzat colectat, asociațiile vor primi 10 litri de detergent universal care se va putea folosi în întreținerea curățeniei pe spațiile comune.